Încercați să folosiți cât mai puțin forța pentru a scoate această valvă. Eu am să folosesc o șurubelniță și am să bat ușor cu ciocanul, doar cât să o mișc de pe poziție. După care am să folosesc doar forța mâinii. Nu iasă greu, dar nici ușor. O să mă mai folosesc și de o altă șurubelniță ca să ajut un pic la depărtare. Atenție, nu forțați, trebuie să meargă ușor. Nu rețin la câți kilometri am curățat data trecută, dar din câte văd, nici nu este foarte murdară. Un pic de funingine. Ești curios ce voi găsi în această țeavă. Eu am să scot și afară și furtunul de la turbină. Nu cred că este necesar, dar voi avea mai mult loc de manevră pe aici. Nu mă așteptam să iasă nici asta așa de greu și nu pot să cred ce o să fac acum. Oh, să-mi bag pixul cât de greu poate să fie. Merg să chem ajutoare. De aici. Da. Aici se termină. Da, și de, cu tot cu asta. Da, dar mie trebuie să scot un capăt prima dată. Așa. Vrei să scot capătul ăsta de aici? Da, trebuie scos ăla. Cred că am tras mai înainte de el cât am putut și n-am reușit. Am dat-o jos. Ca să fie mai ușor de... Stau pe aici. Și o să trag în sus, zici? Da, tot în sus. Lasă-mi le pune, stai să vedem. Să încerci să scot de aici? Da. Nu prea se rupe, e un plastic foarte dur. Trebuie să încerc să trag de aici. Da, stai, nu așa. Aici e șurubelniță lată. Sau cu o cheie mare. Fii atent că are niște striații de asta așa greu. Și stai să o mișc care e dure. Fii atent că te-ai de fix acolo. Stai așa. Ia stai așa să mai mă urc și eu să-mi simt. Poți tu așa? Stai să scot și eu asta. Când îl dați înapoi, poate uiți să pui colier. Da, păi are colier, e un colier de cauciuc. Da, trebuie masa care strâng. Crunt a ieșit de greu. Și e interesant că am relativ puțin ulei pe el. Asta nu poate să însemne decât un lucru foarte bun. Turbina încă este ok. Mă așteptam să găsesc aici o grămadă de căcat, funingine și alte cele, dar nu știu dacă se vede din filmare, ca multă lumină, îmi pare chiar foarte curat. Dacă bag degetul înăuntru, e doar un pic de ulei. Nu am funingine deloc. Dar s-ar putea să găsesc funingine și depuneri mari în partea cealaltă de țeavă. Acum am să desfac acest suport de la capacul de deasupra, acest șurub, sunt, în câte văd, chei de 13, după care voi demonta acest corp. Văd și aici o cheie de 13, un șurub, de fapt, care îl voi desface cu o cheie de 13. Mai este acest furtun flexibil de metal, să ajung și pe acolo. Și cred că aici sub mai am un șurub, da, mai este aici, în partea de desubt, încă un șurub. Și voi folosi o tubulară de 13, cam înghesuială pe acolo.
Tocmai m-am belit. Deci, purtați mănuși. Oricum vă veți murdări foarte tare când veți ajunge pe la funinginea asta. Din câte am înțeles, în partea de sus și în partea de jos sunt doar niște inele de cauciuc care etanșează. Tot ce trebuie să fac este să trag de țeavă înspre partea dreaptă a mașinii. Și exact așa a fost. Deși mulți îmi ziceau că ar fi trebuit să fie pe aici niște depuneri monstruoase, sunt ceva depuneri, dar nu chiar atât de monstruoase. Din câte se spunea, trebuia să fie obturată undeva la jumătate. Asta nu poate să însemne decât un lucru bun pentru mine, faptul că ori folosesc o motorină bună, ori faptul că o blană la vremea ei este fix ce trebuie. Am să continui cu dezasamblarea acestui corp pentru destrângerea acestei siguranțe. Nu am făcut decât să bag o șurubelniță aici și am învârtit așa de ea. În momentul în care această siguranță a sărit de pe locul de închidere de aici, oricum presimt că la montare la loc o să fie durere. Și mai am încă una, nu pot să o filmez. Să pot. Mai este una aici, am să bag șurubelnița din partea cealaltă. Nu am să pot să filmez acolo. Și fac același lucru. Doar că nu reușesc pentru că nu văd. Am mutat camera în partea cealaltă. Bag șurubelnița. Șurubelnița mai mare aici sau? Nu pot. Nu mintea șurubelnița, nu trebuie una mai mică. Acum. Iau ce mi-am lăsat mațul. Ce mă ustură. Iar rezultatul este acesta. Trebuie să declipsez, să scoți cele două siguranțe în formă de cerc. Adică acestea. Sistemul de închidere este asta. Vai, deci vreau să-mi imaginez cât de greu o să-mi fie. După care scot. Să vedem dacă se poate filma în interior. Se vede o grămadă de depunere, dar sincer, mă așteptam să fie înfundată enorm aici, dar nu văd. Am multe depuneri, dar nu e exagerat. Am desfăcut aici și siguranța de jos și de la această piesă și sunt sigur că nu era necesar să o desfac.
pentru că trebuia să scot doar piesa de sus și era suficient să desfac siguranța de sus, dar dacă tot am desfăcut-o, am să o curăț și pe asta. Pentru curățare am să folosesc de Carbusolv. Am cumpărat, credeam că e un litru, dar nici măcar un litru nu e, e 0,9 și știu că piesele trebuie lăsate la înmuiat o perioadă de timp. Mai mult ca sigur nu o să-mi ajungă, ca să nu pun că sticla este plină până în gură. Se pare că îmi dizolvă și mănușile. Uite cum s-au încrețit. Deci atenție foarte mare că este toxic și nociv pentru piele. Am să folosesc un bidon. Da, e foarte puțin. O să bag pe rând piese. Am să bag acest scot mic și acest corp. Am să scot totuși garnitura asta de cauciuc, să nu cumva să mi-o afecteze și să mi-o strice. Da, e foarte puțin. O să merg să achiziționez încă una sau poate chiar două sticle. Deja s-a negrit tot lichid dinăuntru. Am luat o pensulă, o periuță de dinți și neapărat mănuși. Am mai achiziționat încă două sticle de Carbusolv. Am luat și cutia cu mănuși lângă mine în caz că se găurește, cum am rupt-o pe asta, de exemplu. Să o schimb imediat, să nu mi-ajungă de Carbusolv pe piele. Fără să spăl deloc, de Carbusolv aici este foarte negru. Asta înseamnă că a dizolvat. Să aveți grijă să nu vă stropiți când spălați. Ia uitați și voi aici ce neagră. Să știți că nu se duce deloc ușor, deși frec cu periuța, nu pare să se miște prea mult, multă depunere de pe acolo.